Mănăstirea Icoana este situată la 36 de kilometri nord-est de orașul Târgu Jiu, în dreapta șoselei Târgu Jiu-Novaci, la 250 de metri. La numai 5 kilometri nord-vest de mănăstirea pentru călugări Crasna, iar la numai 8 kilometri în est de satul Cărpiniș este orașul Novaci. Așezământul este construit la 350 de metri vest de marginea satului, pe un teren plat. Incinta spațioasă și foarte largă este înconjurată de pășuni, culturi cerealiere, plantații de vii și pomi. Mănăstirea Icoana din satul Cărpiniș a fost înființată în anul 1996 la inițiativa Comitetului de Binefacere Icoana din București, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, terenul provenind din moștenirea părintească a familiei preotului Ioan Popescu. Este orânduită să funcționeze ca mănăstire de maici cu viață de obște. Ctitorul așezământului este preotul paroh Ion Popescu de la Biserica Icoanei din București, de unde și numele mănăstirii Icoana. Inițial, domnia s-a dorit să construiască pe proprietatea dumnealui din satul Cărpiniș un așezământ filantropic în care să-și petreacă vara aici bătrânii săraci și copiii orfani. Între timp s-a gândit și la latura spirituală a lor, așa că a fost nevoie să construiască o bisericuță. Dar cineva trebuia să fie permanent aici pentru a sluji. Așa s-a născut ideea înființării unei mănăstiri. În alt preas Sfinția sa, mitropolit al Olteniei, Nestor, a fost de acord și a aprobat înființarea mănăstirii pentru călugărițe. Construcțiile din lemn și bisericuța au fost ridicate în 1996, iar în 1997 a fost populată cu primul nucleu de maici din mănăstirile aparținând mitropoliei Olteniei. Pentru început de construcție și înființarea obștei s-a ocupat Maica Marina Gligor, stareța mănăstirii Sfânta Treime din Strâmba Gorj. Ceva mai târziu, conducerea obștei a fost încredințată Maicii Rafaela Muschiu. Ca preoți au slujit la început protosinghelul Serafim Vescan de la mănăstirea Strâmba și părinții Policarp și Nifon de la mănăstirea Crasna. Primul locaș de rugăciune în jurul căruia s-a adunat obștea de maici a acestei mănăstiri a fost biserica de lemn, ridicată în anul 1996 și binecuvântată de înalt preasfinția sa, Nestor Vornicescu, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Biserica este o construcție din grinzi de lemn pe temelie de piatră și beton. Are formă de navă și este compartimentată în altar, naos și un mic pridvor, susținut de stâlpi din lemn. Catapeteasma este din scândură. Lumina pătrunde în altar printr-o fereastră așezată la est, iar în naos prin două ferestre la sud și două la nord. Toate ferestrele sunt din lemn, dreptunghiulare și apărate în exterior prin obloane de lemn. Geamurile sunt ornamentate. Pe naos, în apropierea altarului, este o turlă din lemn deschisă de formă octogonală luminată de două ferestre dreptunghiulare așezate una la sud și alta la nord. Pardosala este din scândură, iar acoperișul de tablă de aluminiu. Biserica este căptușită atât în interior cât și în exterior cu scândură. În interior, pereții sunt acoperiți cu foarte multe icoane, toate donate de credincioși. Biserica din lemn îl are ocrotitor pe Sfântul Ioan Botezătorul, a cărui naștere o sărbătorim pe 24 iunie. La sud de biserică și în rând cu ea sunt trei construcții pentru chilii, trapeze și baie. La data de 5 aprilie 2008 s-a pus piatra de temelie pentru începerea construirii unei noi biserici de zid cu hramul Sfinții Martiri Brâncoveni. Arhitectura bisericii amintește de caracteristicile stilului brâncovenesc, forma de treflă, o singură turlă pe naos și pridvor în față. Pictura bisericii este în stil bizantin, realizată în tehnica al fresco. În anul 2014 s-au finalizat lucrările de construcție și pictura bisericii cu binecuvântarea și prin purtarea de grijă a înalt preasfinției sale, Irineu Popa, arhiepiscop al Craiovei și mitropolit al Olteniei.
Denumirea mănăstirii Icoana este legată de Duminica Ortodoxiei, sărbătoare închinată biruinței dreptei credințe împotriva iconoclaștilor. Această duminică amintește de evenimentele din 11 martie 843 de la Constantinopol, când a fost restabilit cultul sfintelor icoane de către împărăteasa Teodora împreună cu Sfântul Metodie, Patriarhul Constantinopolului. Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân, binecuvântare celor ce pleacă.